folosesc și la altele. L-a dezinfectat, sterilizat, curățat, inclusiv apa pe care o beau în fiecare zi. Pentru mine asta e o măsură, are 750 de mililitri și o beau în fiecare zi. Și îi dăm drum. Haideți să vedeți frumusețe. Ei, imaginați-vă că apa, în timp ce noi vorbim, devine pură. Aerul, mâncarea, alimentele, tot ceea ce tratez cu ajutorul imunocubului meu, devin mult mai curate și mai sănătoase. Am simțit-o, repet, pe pielea mea. Bun găsit, dragii mei, la o nouă emisiune de astrologie. Sunt bucuroasă că sunt alături de voi. Sunt 14 grade afară, nici n-ai spune că este iarnă. De altfel am spus eu că ne paște primăvara mai repede decât credem noi. Și doar a fost așa un pic de iarnă. Cine a apucat să vadă zăpada a fost fericit. Dar astăzi avem o zi în care vom discuta, o oră și jumătate în care vom discuta în primul rând despre Mercur conjunct cu Pluto, conjuncția Mercur-Pluto, pe care o consider o conjuncție foarte interesantă între cea mai apropiată planetă de Soare, care este Mercur, și cea mai depărtată planetă de Soare, care este Pluto. Pentru că influențele acestei conjuncții sunt destul de puternice și culmea e că se resimt pe parcursul a 2-3 ani. Apoi vom face previziuni pentru perioada 14-20 februarie. Și chiar mă gândeam, vorbeam cu producătoarea mea, că ce repede a trecut și lor. Ne trezim în martie, a trecut și februarie. Dar haideți să procedem la drum, că avem destul de mult de vorbit. Și încep cu Mercur, care este planeta ce aduce interes pentru lucrurile intelectuale, pentru predare și învățare. De asemenea, sugerează profunzimea lucrurilor pe care dorim să le studiem. Aduce inteligență naturală și capacitatea de analiză și de reproducere a ideilor la scară colectivă. Pluto reprezintă sfârșitul tuturor lucrurilor, finalitatea. Este, dacă vreți, un soi de ziua de apoi. Poate da naștere la obsesii și convingeri bine împământate. La capătul întunecat al spectrului se poate manifesta ca atunci când sucombă în fața dorinței sau poate crea un nativ care are capacitatea de a ajunge la miezul lucrurilor, de a distruge ce este rău și de a aduce vindecare și transformare. Acum, pe cine favorizează acest aspect? În primul rând, sunt așa. Contabilii, planificatorii financiari, angajații care lucrează cu creanțe, cei care facturează, consilierii de credit, brokerii de acțiuni, agențiile de asigurări, cei care lucrează cu ofițerii de daune, ofițerii de credite, dar mai ales îi aduce pe specialiștii în culegerea de informații, pe cei care lucrează din background în serviciile speciale. Aduce inteligență ascuțită, înțelegeri pătrunzătoare în perioada acestui aspect. Sunt vizați ecologiștii, ecologia în general, operațiunile de reciclare, de salvare și cei care lucrează cu deșeuri toxice, dar și pe cei care comunică foarte bine. De asemenea, sunt vizați arheologii, restauratorii de antichități, este susținută planificarea familială și ocupațiile legate de fertilitate, obstetricienii, terapeuții fizici și asistenții medicali, care știu să comunice cu pacientul și se descurcă extraordinar în relația pacient medic, consilieri, psihoterapeuți și psihanaliști, lucrători care au relație excelentă cu clienții, planificatorii imobiliari, consilierii care de pompe funebre, mediile de transă care au comunicații directe, deci iată sunt susținuți foarte bine cei care se ocupă de, să zic, de tot ceea ce îmbracă
spectru psihic, am pomenit și mai sus, dar acum mă refer în mod special la cei care practică fie constelațiile familiale, fie terapia prin hipnoză, terapeuții, cei care practică terapiile alternative, vindecătorii spirituali, astrologii, șamanii, dar și schimbările bruște. Dar ce umbrește această, cele amintite? Oricare dintre ocupațiile de mai sus își poate folosi cei care lucrează în ocupațiile amintite mai sus își pot folosi concentrarea intensă a minții pentru a-i manipula și a-i controla pe ceilalți. Dar haideți să vedem ce înseamnă o conjuncție Pluto-Mercur sau Mercur-Pluto în temele natale. Oamenii născuți în timpul acestui aspect au o minte foarte ascuțită și nu pot rata niciun detaliu, deoarece puterea lor mentală este să ajungă la inima oricărei probleme și să fie distras de ceea ce nu contează. Pot auzi doar ceea ce este important, indiferent ce le spui, și pot separa faptele de informațiile superficiale. Spui un anumit lucru, dar mintea lor procesează și percepe un anumit segment care este legat de ceea ce aminteam. Acesta este și motivul pentru care pot investiga și efectua cercetări foarte ușor, pot gândi și pot înțelege știrile sau informațiile fără să pună prea multe întrebări, ori dacă pun întrebări, le pun direct punctat la obiect. Cu toate acestea, ei pot transforma cercetarea în obsesie, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie puțin atenți când vine vorba de a explora informații noi, deoarece orice idee sau individ îi poate determina să gândească prea mult și în momentul în care gândesc prea mult, această gândire se transformă ușor-ușor în obsesie fără să realizeze nici măcar ei, care sunt maeștri în manipulare, și le transformă întreg sistemul de valori, ca să nu mai spun întregul sistem de abordare. Credințele lor sunt adânc înrădăcinate, au elogvență când vorbesc, unii pot considera că discursul lor este prea mult, acesta fiind și motivul pentru care sunt atât de autoritari și de persuasivi. Acești nativi pot vorbi ca politicieni sau ca preoți, ca să nu mai spun că îi pot convinge pe alții de opiniile și convingerile lor puternice. Ar fi trist pentru ei să devină prea cinici doar pentru că văd mereu partea întunecată a vieții. Nu, să știți că sunt oameni de societate, sunt oameni care știu să se distreze, deci nu se pune problema că vor fi tot timpul triști. Cu toate acestea, a fi sănătos când vine vorba despre scepticism înseamnă că ei sunt cu picioarele pe pământ. În cadrul relațiilor sunt atrași de interacțiuni profunde și intense. Acesta este un dar puternic care trebuie tratat cu foarte mare grijă. Nu numai că îi pot îmbărbăta pe ceilalți prin cuvinte, dar îi pot și răni în același fel, mai profund decât își închipuie. Au potențialul de a deveni mentori, un mentor puternic, capabil să cunoască sentimentele de bază ale celorlalți și să le susțină. Dar ne aflăm în fața unei conjuncții care aduce totuși o gândire haotică, deoarece conștientizarea acestor nativi și procesele gândirii se întrepătrund, vorbesc despre gândirea subconștientă, sunt rapide, însă adesea sunt inconsecvente. Ei sunt foarte flexibili și adesea se cred infailibili. Această conjuncție le aduce dorința de a nu lăsa nimic neexplicat. Este un aspect excelent pentru oamenii de știință din domeniul nuclear, pentru psihologi, savanți, criminaliști, psihanaliști. Acești oameni sunt atrași în mod constant și firesc de problemele complexe. Cu toate acestea, de multe ori nu sunt interesați să rezolve aceste probleme sau problemele care, de exemplu, sunt facile, sunt foarte ușor de rezolvat.
Adesea sunt vorbitori foarte talentați, discursul lor este foarte puternic, aproape magic. Și pot convinge cu foarte mare ușurință oamenii despre ceea ce, dar spre deosebire, pardon, despre cei care au în tema natală și conjuncția, au conjuncția Mercur-Marte, ei nu folosesc puterea ca să-și impună punctul de vedere sau argumentația, ci folosesc aceste argumente valabile și cu foarte mare ușurință și bine țintite. Este un aspect ideal pentru munca în publicitate, de exemplu. Partea pozitivă a acestui aspect este că acești oameni nu folosesc formula, o formă de comunicare care să pună presiune, ei folosesc puterea cuvântului rostit. Deci n-au nevoie să vină să te piseze, să simți să, prin toți sporii că ei te presează, nu. Te presează prin cuvinte. Cuvintele sunt cele care formatează, ca se reformatează, ca să spun așa. Le place să inducă idei, dar în același timp să le și deducă. Merg pe principiul fundamental al clarificării în tot ceea ce înseamnă știință. Au abilități analitice excelente. Cu acest aspect, ei nu fug niciodată de o problemă până nu o analizează corespunzător. Deși s-ar putea să le placă jocurile și jocurile de logică în mod special în această perioadă, probabil le preferă pe cele care necesită un efort de gândire sau ca să provoace. Iar și activitățile zilnice obișnuite le pot da un sentiment de urgență mai mare decât de obicei și poate fi necesar să aibă grijă să nu forțeze nota. Gândurile compulsive îi pot menține în mișcare. Întrebările lor aduc de obicei informații utile și în funcție de cât de departe vor să investigheze, să ajungă, determină profunzimea cunoștințelor pe care le obțin. În plus, pot influența pozitiv și sunt convingători doar aruncând o privire. Mulți sunt influențați de felul în care vorbesc și de ceea ce știu. Mintea lor poate cerceta fiecare cel mai mic detaliu. Asta este foarte interesant și poate vedea ce se ascunde în spatele lucrurilor. Iată măcar un motiv de ce au capacitatea de a se ocupa de ocult și de a cunoaște concepte pe care nimeni altcineva nu le poate înțelege. Este motivul pentru care ei pot fi extraordinari detectivi și cercetători. De asemenea, secretele multora le pot fi dezvăluite. Ei acordă foarte multă importanță adevărului, mai multă importanță adevărului decât confortului lor sau a celor dragi. Adevărate mici genii cu resurse mari, acești nativi sunt interesați să lucreze cu energiile, culmea, care creează probleme. De ce? Pentru că trebuie să-și mențină mintea puternică și perspicace activă, deoarece pot vedea mult dincolo de aparențe. Nu contează cu adevărat dacă își folosesc creierul ca fațadă socială sau pentru a dezvolta niște teorii inteligente, curiozitatea lor pur și simplu îi împinge să vadă ce este dincolo. Talentul de investigator face ca procesele mentale să dea sens la tot ceea ce au experimentat și au studiat. În plus, ei dau semnificație aparte doar la ceea ce le pare relevant lor și nu ce le par relevanța pentru ceilalți. Dar ideile lor pot fi uneori extrem de valoroase. Modul în care se raportează la cunoștințe îi face comunicatori foarte preciși. Alții pot fi întotdeauna uimiți de profunzimea și modul în care înțeleg diferitele aspecte ale unor probleme. Dar în același timp, atenție, aș spune că deși Mercur și Pluto în hărțile natale au o poziție de neutralitate,
nativii pot fi la fel de buni manipulatori și păstrători de secrete, acesta fiind motivul pentru care ei sunt foarte buni când vine vorba despre propagandă. Ar face o treabă grozavă în domeniul comunicațiilor, cum spuneam și în serviciile secrete, în organizațiile, atenție, interlope sau societățile oculte. Mai mult decât atât, oamenii născuți în timpul aspectului Mercur-Pluto pot fi puternici prin modul în care își exprimă ideile, ceea ce poate fi o problemă pentru ei când vine vorba despre relații. Unii dintre prieteni pur și simplu întorc spatele, așa zici, prieteni. Lumea îi ocolește, fuge de ei pentru că le este teamă. Au darul doar și dintr-o privire să semene, cum să spun, suspiciunea. Însă, pe de altă parte, ei sunt foarte atenți la, acești nativi sunt foarte atenți la sănătatea lor. Probabil că fiind implicați în activități nu prea ortodoxe și devin serioși, pot scăpa acest lucru din vedere și atunci să dezvolte varii dependențe și să devină abuzivi. Capabili să vadă imaginea de ansamblu, sunt prea inteligenți și mintea lor poate înțelege orice concept psihologic care se împletește cu universul și cu existența lui. Spiritualitatea ajută mereu să aibă o minte evoluată, să depășească teama de limite și mă refer în mod special la teama aceea de a părăsi această existență, de a părăsi acest corp, pentru că ei știu foarte clar că aceste lucruri au o finalitate la un moment dat. Pot înțelege misterele și să se ocupe de ocultism, chiar pot studia astrologia. Cu opinie puternică ar putea avea nevoie să-și spună părerea și să-i asculte pe ceilalți. Cu alte cuvinte, comunicarea este esențială atâta timp cât Mercur este în conjuncție cu Pluto, deoarece tranzitul este destinat, cum vom vedea mai încolo, activităților mentale. Mulți nativi pot descoperi lucruri grozave despre sufletul lor la un moment dat și despre legătura lor cu strămoșii. Schimbările spirituale și transcendentale prin care trec le pot însă limita acțiunile fizice. Mercur conjunct cu Pluto aduce profunzime modului în care oamenii gândesc și trimit mesaje pentru a face aceste lucruri mai intense. Dacă încearcă să rezolve o serie de probleme personale, acești nativi trebuie să se analizeze și să nu se sperie de ceea ce află. Mulți trebuie să se analizeze din punct de vedere psihic sau psihologic sau să meargă la un consilier pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă cu relațiile lor. Mulți pot deveni interesați de ceea ce este grav și întunecat, implicându-se în activități dubioase. Luptele pentru puterea intelectuală sunt mai probabile să aibă loc în timp ce gândurile pot fi proiectate, pot fi o proiecție, iar lucrurile pot fi exprimate prin moduri non-verbale. Când vă spuneam chestia cu privirea. Deci acești nativi au darul ca în momentul în care aruncă o privire, că nu le place ceva sau nu se facă nu înțelegă anumite lucruri, o simplă privire îi poate da peste cap pe interlocutori. Dacă nu sunt pregătiți pentru o asemenea confruntare, un nativ cu conjuncția Mercur-Pluto în tema natală poate deturna anumite idei și anumite lucruri doar printr-o simplă privire. Poate fi implicat, mintea lor iscoditoare poate descoperi toate detaliile și acele lucruri care sunt ascunse. De asemenea, au capacitatea de a înțelege semnificația misterelor oculte, cum spuneam, și pe care doar foarte puțini oameni sunt capabili să le înțeleagă. De aia spun că ar fi un detectiv și un cercetător excelent, dar capacitatea lor de a se raporta la cunoștințele celorlalți este ceea ce îi face foarte buni comunicatori.
Oamenii sunt impresionați de profunzimea și înțelegerea lor și, prin urmare, vor deveni modul lor de a gândi. Au însă și capacitatea de a convinge pe alții de minciună. Știu să păstreze un secret și, cum spuneam, să facă propagandă. Evident, o carieră în comunicații li s-ar potrivi, dar la fel de bine una în cadrul serviciilor, cum spuneam, serviciilor secrete, sunt spionii prin excelență, sau chiar în organizații interlope, când nativul merge pe un alt drum. Conjuncția natală Mercur-Pluto este caracteristică de asemenea oamenilor care preferă să trăiască mai ales mental, în mintea lor, anumite evenimente și adevărate povești și lucruri pe care se pot concentra perioade lungi de timp. Aici avem scriitorii de introspecție extraordinari, care sau chiar scriitorii sefe, care prin scrierile lor anticipative pun în evidență lucruri care în momentul în care citești ți se par bizare, spui că țin de domeniul fantasticului, dar care după câțiva 50, 60, 100 de ani se transformă în realitate și ne aducem aminte de ei. Conjuncția aceasta reunește două planete într-un semn zodiacal ca două boabe într-o păstaie, făcând ca energiile lor să se influențeze reciproc și să opereze în aceeași direcție. Mercur se uită la modul în care transmitem mesajul, cum ne exprimăm și cum procesăm informațiile din jurul nostru. Pluto ne oferă o experiență autentică prin creație și distrugere, prin schimbări permanente. Să vedem acum ce ne aduce Pluto în conjuncție cu Mercur când are loc în tranzit. Când Pluto face această conjuncție cu Mercur, se va iniția un proces intens de regenerare a modului în care percepem, interpretăm și comunicăm anumite lucruri. Pe de altă parte, putem experimenta o aprofundare a cercetării sau înțelegerii unui subiect sau unui cadru intelectual de care am fost anterior interesați. În acest caz, vom urmări oportunități de a învăța de la un mentor sau de a urma niște cursuri de formare care să ne amplifice cunoașterea. Să nu uităm că în ultimii 10 ani, nu zic 20 de ani, foarte multă lume s-a îndreptat către cursuri de formare și în special cursuri de formare în ceea ce înseamnă dezvoltarea personală. Cei care au făcut acest lucru, mai mult ca sigur, fie au conjuncția Mercur-Pluto în tema natală, fie au făcut-o pe o conjuncție Mercur-Pluto în tranzit. Pe de altă parte, nativii realizează limitările subiectelor care i-au interesat la un moment dat. Ei pot pune la îndoială modul în care au interpretat informațiile. În acest caz, vor fi forțați să se confrunte cu credințele și percepțiile cu care s-au identificat la un moment dat, în așa fel încât să conștientizeze necesitatea unui mod cu totul nou de a vedea lucrurile. În cele din urmă, poate fi vorba despre o schimbare a modului în care ei dădeau sens existenței lor. Acest lucru le poate transforma viziunea și interesele de viață. Este posibil să poarte multe discuții, multe conversații, ca să aibă și să aibă interacțiuni intense în cadrul relațiilor, în timp în care se declanșează schimbarea aceea de perspectivă de care vorbeam. În timpul acestui tranzit, ocupațiile legate de Pluto, în special cele legate de mental, dar și de analiză, de cercetare, va intensifica această energie. Interacțiunile, cum spuneam, vor fi intense și apare tendința de a comunica cât mai rapid
și adesea cu impact pentru cei care ascultă. Conjuncția Mercur-Pluto este momentul excelent pentru a sonda în adâncimile ființei umane și a găsi răspunsuri. Conversațiile superficiale sunt mai puțin atractive decât schimburile de idei pe subiecte care interesează și care au substanță. Orice activitate care începe acum, care le va permite să se conecteze semnificativ cu oamenii, cu ideile lor sau cu ei înșiși, poate avea un efect pe termen lung sau poate le poate deturna întreaga viață, reorientându-i într-o cu totul altă direcție și, atenție, în direcția bună. Neacceptarea faptelor circumstanțiale favorizează rezolvarea problemelor de tot felul. Este posibil să fie foarte sigur de sine și să încerce să îi domine pe ceilalți prin ceea ce știu. Probabil cred că au dreptate sau că știu mai mult decât lasă să se întrevadă. Cu toate acestea, a ieși prea puternic în evidență îi poate detașa de ceilalți, ba mai mult, poate stârni invidii și, cum spuneam mai sus, poate stârni teamă. Trebuie să facă alegeri importante cu care, și cu care se pot confrunta în timpul acestui aspect. Deși este posibil să nu aibă flexibilitate mentală de a lua în considerare toate opțiunile, punctele lor de vedere fără compromisuri și adesea foarte bune pentru a rămâne concentrat, este ceea ce contează cu adevărat. Evenimentele din această perioadă pot avea un impact puternic asupra modului în care gândesc și interpretează lumea din jurul lor. Acest lucru poate veni dintr-un proiect mental intens care a fost inițiat cu mult timp în urmă, cum ar fi întoarcerea la școală, implicarea într-un proiect de cercetare sau scrierea unei cărți. Și când spun că acest proces a fost declanșat cu mult timp în urmă, este posibil să fie vorba despre o conjuncție Mercur-Pluto din trecut, care să vină, eu știu, pe parcursul unor ani, după 7 ani, după 10 ani, după 22 de ani. Informațiile au multă putere și s-ar putea să dăm peste informații sau să descoperim să descopere secrete pe care să le poată folosi pentru a-și atinge scopul, deci obiectivele. Dar eu aș sugera să evite folosirea oricărei tactici amăgitoare sau manipulatoare. Pot fi implicați în proiecte care cer să păstreze secrete, chiar dacă sunt preocupați să afle adevărul și nu se vor mulțumi cu răspunsuri superficiale. Lucru care poate duce la o anumită implicare în anchete, interogatorii sau chiar la interviuri neașteptate. Care este beneficitatea acestui aspect în tranzit? Păi ajută la reconstrucția mentală. Distruge vechile tipare mentale. Schimbarea extraordinară a modului de a gândi. Noi interese și hobby-uri. Aprofundează gândirea și implicit mintea. De asemenea, aduce perspective psihologice și de autoanaliză profunde. Interes pentru științele oculte, pentru taburi, subiecte tabu, pentru acțiuni conspirative. Starea de spirit investigativă și cea de detectiv poate aduce și la schimbarea sau aprofundarea educației și abilităților pe care le au. Este foarte bun în proiecte științifice sau de cercetare. Poate aduce călătorii importante, călătorii inițiatice, călătorii în care nativul să-și descopere adevărata vocație. Mai mult, poate duce la transformarea modelelor manageriale, organizaționale, de competențe, comunicare și de lucru. Duce la schimbarea prieteniilor, dar aduce și contacte influente și puternice. Ce nu este benefic în toată povestea? În primul rând pentru că apare gândirea anxioasă și negativistă. Nu au dorința de a comunica superficial, gânduri obsesive, temeri,
frica de moarte și obsesia legată de moarte. Atenție, probleme neurologice și psihologice. Se rup prietenii și relații cu oamenii din jur, care întotdeauna vor fi în dezavantajul lor. Puterea verbală, lupta cu colegii de echipă, cu frații, cu rudele sau cu prietene, este acel moment în care nimeni nu se mai înțelege cu nimeni, dar de fapt ei nu se înțeleg pe sine, cu atât mai puțin nu-i înțelege familia. Apoi, pe de altă parte, Mercur este planeta sensibilității, planeta sensibilă, pardon, la abilitățile noastre mentale, la abilitățile de comunicare, la relațiile cu frații, cu surorile și cu educația primară de care aminteam mai sus. Apropierea lui Mercur de Soare la aproximativ 28 de grade înseamnă că este întotdeauna aproape de Soare. Există chiar o semnificație ocultă și psihologică importantă aici, și anume când ne schimbăm gândurile și modul de a gândi, Mercur se reflectă întotdeauna în esența și obiectivele noastre, soarele și adevărul lui în sine. Lucruri pe care nu le pot separa. De aceea ne putem aștepta ca tranzitele lui peste Pluto, ale lui Mercur, să ne afecteze profund. Pluto, pe de altă parte, este o planetă care aduce schimbări lente, dar semnificative. Simți această schimbare că se are loc pe parcursul a 2-3 ani și este nevoie de mult timp pentru a integra această energie în viața noastră. Nu este un proces ușor, atenție, pentru a realiza această reconstrucție mentală de care aminteam, trebuie să ne scufundăm în subteranele minții, în tainițele sufletului, unde trebuie să abandonăm tot ceea ce este vechi, de să le lăsăm să moară, astfel încât să putem elibera spațiul mental și din viața noastră pentru alte lucruri noi. De foarte multe ori această mare schimbare începe cu o criză, dar pentru a fi obiectiv trebuie să recunoaștem că aceste situații grele oferă mult mai mult potențial de evoluție decât dezvoltarea spirituală în alte condiții. Abia după ce vom da de fundul sacului, vom putea evalua aspectele pozitive ale acestui tranzit. De foarte multe ori, primul lucru care vine cu acest tranzit este izolarea socială. S-ar putea să simțiți că este nevoie sau să simțiți o astfel de nevoie sau împrejurările vă pot aduce în această situație. Petreceți mai mult timp cu voi înșivă, evaluându-vă atât modelele de gândire, cât și cele de lucru și de integrare socială. Mercur este asociat cu comunicarea, cu interacțiunea umană, conversația, dar și cu gândirea. Toate aceste lucruri sunt obstacole pentru Pluto, care se așteaptă să ne concentrăm doar pe o singură direcție și să înțelegem lucrurile în detaliu. Deci este absolut normal și aproape obligatoriu să nu mai fim atât de comunicativi și să nu ne mai pierdem în amănunte care nu ne sunt de folos. Uneori însă este absolut normal și aproape obligatoriu să nu fim comunicativi tot timpul, ci să petrecem o vreme singuri, cum spuneam, cu noi înșine, iar acest lucru se poate datora pe de altă parte și laturii întunecate a lui Mercur, mintea suspicioasă, de exemplu, față de ceilalți sau de anumite situații, ceea ce ne face să fim precauți. Partea negativă a acestui tranzit este că poate aduce multă tensiune și poate solicita sistemul nervos, iar Mercur este responsabil cu nervii noștri, ca să spun așa. Iar acest lucru poate cauza diferite tipuri de probleme neurologice și psihologice, cum ar fi tot felul de temeri, paranoia, chiar gânduri obsesive, manii, obsesii maniacale. Foarte des, tot dă impresia că nu ne putem controla mintea,
Iar acest lucru duce la teama de a nu nebuni. Dar trebuie să știți că și psihiatrii spun că cei cărora le este frică să nu o ia razna, de fapt nu vor face niciodată. Este, cum spun eu, este Lilita care ne provoacă, coborând în abisurile ființei noastre, să luăm decizii. Lilita este soția lui Pluto. Este un tandem care ne obligă să renaștem din propria cenușă. Și astfel, cum spuneam, nu trebuie decât să cooperăm cu Pluto în cazul ăsta. Ceea ce vrea Pluto de la noi este devotamentul total al minții pentru o singură direcție. Dacă munca noastră este legată de un fel de știință, atunci putem obține mai multe aspecte pozitive în timpul acestui tranzit, pentru că duce la descoperiri neașteptate. Este un moment foarte potrivit pentru a începe o cercetare și chiar o investigație la scară mondială, dacă este posibil. Influența obsesivă a lui Pluto asupra gândurilor poate fi folositoare ca să stăpânim noi abilități, cunoștințe și pentru a implementa sistematic obiectivele de lungă durată dorite. Mercur, care, cum spuneam, este un semnificator și al fraților, al familiei, al fraților în mod special, frați, surori, veri primari și chiar și prieteni, așa că acest tranzit îi poate afecta. Poate duce la o schimbare în relația și comunicarea noastră cu ei. Una dintre posibilități este să avem chiar probleme, dar pe de altă parte poate fi și un moment în care să se poată crea o relație strânsă cu ei prin experiențe și comunicări profunde. Mercur este de asemenea receptiv la educația noastră. Deci acest tranzit ne poate face să ne reconsiderăm direcția în această direcție. Dacă studiem ceva legat de Pluto, cum ar fi finanțele, afaceri bancare, managementul, psihologia, științele de limită, cele aflate la limita cunoașterii, studiile oculte, vindecarea, atunci acest tranzit poate fi benefic, pentru că vom obține o înțelegere mai profundă a subiectelor cu care lucrăm și a ceea ce dorim să cunoaștem. Pe de altă parte, însă, acest tranzit ne poate face foarte suspicios și incapabil să avem încredere în oameni. S-ar putea să ne concentrăm mai ales pe latura lor negativă, ceea ce poate fi și un motiv pentru care am preferat să stăm mai mult singuri. Interesele și, cum spuneam, și hobby-urile noastre se pot schimba. Putem începe să citim, de exemplu, romane polițiste și bruși deodată să ne trezim atrași de thrillerile psihologice. Putem și sau de filmele de groază. Putem deveni interesați de conspirații, de lucruri oculte și de secrete. În acest sens, Pluto este o planetă care legată de manipulări și de controlul asupra celorlalți prin mijloace necinstite. Să ne gândim, uite, o clipă numai la Iago, care din invidie distruge un militar de excepție pe Otelo. Cum? Manipulându-l sentimental. Deci în timpul acestui tranzit, cineva poate încerca să intervină în viețile noastre și să preia atenție controlul asupra deciziilor personale. Așa că ar trebui să știți că această fascinație se poate simți și vedea la nivel național, dar și la nivel mondial, pentru că duce la fenomene greu controlabile și greu cuantificabile. Putem folosi această putere de creștere pentru a avea, un impact pozitiv sau negativ asupra gândirii celorlalți. Depinde de noi cum o facem. În altă ordine de idei, Mercur este legat de călătorii. Deci acest tranzit ne poate aduce în situația în care să ne fim nevoiți să ne mutăm pentru o perioadă de timp. Motivul poate fi ceva care scapă controlului nostru. Un asemenea este ceva în genul migrației, dacă vreți. De fapt, influența lui Pluto este adesea legată de circumstanțe care nu sunt sub controlul nostru și pe care trebuie să le acceptăm.
Și tot ce se întâmplă în acest timp este extrem de important pentru că duce la schimbări extraordinare. Și de obicei aceste schimbări sunt vizibile pentru alții, deoarece Mercur are multe roluri în viața noastră, inclusiv în modul în care ne conectăm cu mediul înconjurător și cu oamenii din viața noastră. Cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru a obține beneficiile acestui tranzit este să ne concentrăm atenția și eforturile într-o singură direcție, iar Pluto vă poate aduce mai mult decât ați sperat. Poate să vă facă rege peste noapte, dintr-un cerșetor vă transformă în rege. Cam asta este conjuncția. Oricum, conjuncția este mult profundă. Nu este timp să discutăm câte lucruri poate implica. Și oricum, acum o să vedeți, făcând previziunile pentru fiecare semn în parte, la fiecare amintești ce poate aduce această conjuncție Mercur-Pluto. Deci, așa cum probabil că ați înțeles, vom trece la să vorbim despre semnele zodiacale. Este vorba despre perioada 14-20 februarie și, bineînțeles, începem cu semnul berbec. Are un miros ca după ploaie. Ei, mie îmi place foarte mult, am sentimentul că natura e curățată, că inhalezi un aer cât se poate de curat, de ozonificat, da? Și în condițiile în care ai această percepție în propriul birou, îți creează acea zonă de confort, să o numim așa. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra o dată. Toată munca grea dă roade în mai multe feluri în această săptămână, mai ales că Marte, din Capricorn, face conjuncție cu Venus. Motivația ar putea să ceară să fie succesul în carieră și ar putea da un impuls, mai bine zis, finanțelor tale, fie printr-o mărire de salariu, fie printr-o promovare, fie găsind un alt loc de muncă mai bine plătit. Continuă să mergi înainte. Ceres, cea care hrănește și protejează, este în gemeni, în zona de comunicare, încurajându-te să-ți eliberezi, să spui lucrurilor pe nume mai precis, nu să eliberezi sentimentele, că oricum prins, vorbind despre ele, te eliberezi. În următoarele câteva săptămâni vei avea oportunitatea de a împărtăși mai multe despre tine și de a fi un adevărat umăr pe care oamenii să se plângă, în special frații și prietenii. Ascultă-i! Mercur face o conjuncție cu Pluto în zona carierei. Dacă vrei ceva, că este promovare, că este o creștere sau o recunoaștere, ridică-te și cere. Ai puterea să obții tot ceea ce îți dorești, așa că folosește cuvintele. Știți cum am spus mai înainte când am vorbit despre conjuncția Mercur-Pluto, o mare putere de manipulare prin cuvânt aduce această conjuncție. Relațional, a juca în siguranță are avantajele sale, iar conjuncția Marte-Venus de la începutul săptămânii sugerează că viața ta sentimentală beneficiază de faptul că îți asumi anumite riscuri. Felul tău de a jongla cu cuvintele va impresiona cu siguranță persoana potrivită. Dacă ai întrebări în timpul conjuncției Mercur-Pluto, acestea ar putea fi dezvăluite în circunstanțe misterioase. Nu există un motiv să te îndoiești de informațiile pe care le primești cu acest aspect. Ai încredere în univers că îți va oferi ceea ce ai nevoie. Profesional, păstrează-ți simțul umorului. Săptămâna aceasta este posibil să fii nevoit să navighezi printr-o rețea, adevărată rețea, complexă de opinii diferite și posibile probleme emoționale. Abia mijlocul săptămânii aduce, o calmare, o liniștire a situației de fapt, dar aduce și contacte pozitive în orice domeniu de interes. Financiar, viața de acasă poate avea nevoie de un pic de înfrumusețare, așa că nu este nicio rușine să cheltui o parte din banii câștigați pentru asta. De asemenea, există și o viață de investiții comune. A intra pe piață cu un prieten poate face parte din trucul necesar ca să faci bani în afara salariului. Ca sănătate, ești pe cale să obții o nouă perspectivă asupra acestor probleme,
Dacă modul tău actual de a aborda lucrurile nu funcționează, înseamnă că trebuie să schimbi abordarea. O carte sau o conversație te-ar putea încuraja să te gândești la direcții cu totul noi. Taur, tu începi săptămâna explorând câteva idei mari când Marte face conjuncția cu Venus în semnul tău. În loc să iei cuvintele cuiva superficial, fă din asta propria cercetare. Indiferent dacă schimbi studiile, te întorci la școală sau dacă faci cercetări independente, pe cont propriu, această nouă cale te-ar putea conduce către ceea ce este mai bun pentru tine. Banii nu pot cumpăra dragostea, dar pot cumpăra siguranță, ceva ce îți place să ai, mai ales că Ceres este în Gemeni. Acest asteroid, aflat în sectorul valorilor personale, te încurajează să cauți confort în stabilitate, mai ales atunci când treci printr-o perioadă emoțională intensă. Totuși, te sfătuiesc să nu faci cumpărături compulsive, că nu ai să-ți găsești liniștea. Din contră, după ce ai făcut toate demersurile ca să înțelegi cum stau lucrurile, împărtășește-ți descoperirile cuiva, mai ales în timpul conjuncției Mercur-Pluto. De ce? Pentru că această conjuncție are loc în sectorul expansiunii și a spiritului de aventură. Comunicarea într-o sală de clasă, un grup de studiu sau un forum îți poate transforma viața în bine. Relațional, ai încredere în parteneriatul dintre Venus și Capricorn, că el te îndreaptă în direcția corectă în această săptămână. Viața sentimentală poate să nu fie ideală, dar cel mai probabil ești pe drumul cel bun. Mercur în conjuncție cu Pluto îți sugerează să-ți cercetezi profund sufletul cu privire la iubire. Este timpul să nu te joci cu emoțiile ale tale sau ale altcuiva. Profesional, ai noroc încă de la începutul săptămânii, fiind doar sinele tău fermecător, după aceea energia este destul de împrăștiată. Posibil să petreci mai mult timp online sau în rețea decât ar trebui. Proiectele de echipă sunt favorizate abia de la mijlocul săptămânii. Financiar, pentru tine această săptămână este despre a profita de oportunitățile care apar. Tot ceea ce scrii și spui este magnetic, mai magnetic decât de obicei. Acum poți fermeca și norii de pe cer dacă trebuie. Între timp, un aspect frumos apare în sectorul relațional. Comunici cu mulți oameni care chiar doresc să te ajute. Ca sănătate, nu ai fost niciodată omul care să abandoneze o situație dată. Totuși, trebuie să te obișnuiești cu micile ocoluri pe care ni le scoate în cale viața pe parcurs. În loc să privești aceste ocoluri ca pe un obstacol, consideră-le curbe, eu știu, care însă erau prea subtile pentru a realiza acest lucru atunci când ai început demersul. Ai încredere că ești pe calea cea bună. Susține-ți natura sensibilă, făcând băi, fie noaptea, fie dimineața, și în care să pui și câteva picături de lavandă, ulei de lavandă. Gemeni, pentru că ziua îndrăgostiților este luni, s-ar putea să iubești mai devreme, când Marte face o conjuncție cu Venus. O relație pasională te-ar putea face să treci peste frica de intimitate. Lasă-te să fii și tu puțin vulnerabil în timp ce deschizi ochii și le arăți oamenilor adevărata ta față și adevăratele tale valori. Mai ales că Ceres în semnul tău face ca în următoarele câteva săptămâni să marșezi intens pe ideea de autovindecare. Deși poate fi dificil să devii mai conștient de trăsăturile tale mai puțin astrale, parcurge această călătorie în liniște, în timp ce înveți să te iubești necondiționat. Săptămâna se poate încheia într-o notă intimidantă, deoarece Mercur face o conjuncție cu Pluto în sectorul transformărilor. Este un moment grozav pentru manifestare, în special pentru abundență. Nu-ți fie teamă să ceri ceea ce vrei. Nu vei crește niciodată dacă nu ceri schimbarea. Relațional, datorită stăpânului tău Mercur, poți fi uneori puțin cam prea vorbăreț, mai ales când ești nervos, iar faptul că este în Capricorn te ajută să ajungi la subiect. Direcția va fi apreciată în special de semnele de pământ, Fecioară și Capricorn. Cum Mercur face conjuncție cu misteriosul Pluton,
Îți va fi greu să-ți scoți pe cineva din minte. Cred că este timpul să faci, să fii mai atent un pic și să faci o cercetare amănunțită în toate platformele de social media pentru a găsi mai multe informații despre acea persoană care te intrigă. Profesional, prima ta preferință este să păstrezi liniștea. Dar dacă faci față unei situații stresante la locul de muncă, decide cât de mult dorești să-ți menții status quo-ul. Dacă superiorii nu te susțin, poate că este timpul să iei în considerare o schimbare. Situațiile ar putea necesita chiar o flexibilitate mai mare decât de obicei. Flexibilitatea, am zis bine, am zis bine. Financiar, aspectele extind oportunitățile la locul de muncă și pregătesc calea pentru o mărire de salariu, o promovare sau ambele, dar la un alt loc de muncă. Chiar și într-o zi proastă, surprinzător, tu ești destul de norocos. În zilele noastre, banii vin și pleacă cu atâta repeziciune, încât este nevoie de un plan de economisire și de investiție, dacă vrei să știi încotro se duc ei. Ca sănătate s-ar putea să simți că ceva nu este în regulă cu lumea, dar ceilalți să nu fie la fel de conștienți ca și tine. Alinierea planetară de săptămâna aceasta provoacă cu siguranță oarecare frustrare, un sentiment de inegalitate cu care ți este greu să ții socoteala. Nu da vina pe nimeni, nici măcar pe prieteni. Pentru a păstra starea de spirit cordială, asigură-te prin dieta, prin cantitatea recomandată de vitamina A și C, fructele și legumele proaspete, menținând temperamentul calm, iar orice exces de energie este mai bine, cel mai bine consumat mergând la sală dacă este posibil. Rac. Munca în grup poate aduce lucruri uimitoare în viața ta atunci când Marte face conjuncția cu Venus. Nu-ți fie teamă să ceri ajutorul unui partener pasionat de aventură ca să-ți îndeplinești visele. Împreună puteți să faceți orice. Și vei avea nevoie de tot ajutorul pe care îl poți obține acum, deoarece Ceres din Gemeni, în sectorul confidențialității, sugerează că în următoarele câteva săptămâni ar putea să trăiești viața intens, deoarece va trebui să faci o mulțime de vindecări interioare. Găsirea modalităților de a comunica va fi dificilă atunci când simți nevoia de singurătate. Încearcă să ții un jurnal pentru a te ajuta. Din fericire, nu o să trebuiască să faci asta singur. Conjuncția Mercur-Pluto în casa parteneriatelor poate transforma relațiile în ceva mai mult decât sunt. Fie că semnezi un contract, începi un parteneriat de afaceri sau îți arăți iubirea, este o zi mare pentru angajamente. Relațional, ai cochetat cu cineva nou? Atenție când suni sau trimiți un mesaj promițându-i că o vei vedea, pentru că Mercur din Capricorn este responsabil și este foarte important să îți urmezi cuvintele de acțiuni, cu acțiuni, pardon, să-ți însoțești cuvintele cu acțiuni. Conjuncția Mercur-Pluto sugerează că cineva care a dispărut la o recent din anturajul tău s-ar putea să apară în viață, reapară în viața ta și să-ți dea explicații pentru de ce a făcut acest gest. Ascultă cu atenție, dar nu comenta în niciun fel. Profesional, fii un bun jucător de echipă, nu amâna nicio documentație solicitată. De ce? Pentru că este o perioadă plină de energie și ar trebui să fii optimist, iar din optimism de multe ori mai se întâmplă să mai calci în străchi. Călătoriile și antrenamentele îți îmbunătățesc cariera. Pe la mijlocul săptămânii poate interveni stresul sau poate aduce cerințe suplimentare din partea șefilor. Financiar, cu un aspect benefic în casa instituțiilor, te bucuri de roadele muncii tale și de în carieră. Deși s-ar putea să pară că lucrurile încetinesc în acest sector, ai o perioadă scurtă ca să te odihnești, ca să spun eu, să iei o gură de aer. S-ar putea să descoperi că afaceri cu jucători mari devine pentru tine dintr-o dată o opțiune. Ești capabil să o faci, așa că fă-o. Ca sănătate,
Influxurile planetare de săptămâna aceasta te fac să te simți, dacă nu cel mai bine, atunci cel puțin foarte viu. Pentru a rămâne sănătos atât din punct de vedere fizic cât și mental și emoțional, eu aș zice să nu te zgârcești la mișcare. Fă-ți o prioritate din aceasta pentru că te revigorează, fie că vorbim de mersul pe jos, de alergat, de ridicarea de greutăți sau chiar de grădinărit, de ce nu? Orice îți pune sângele în mișcare, pentru tine este o prioritate. Leu. Energia ta productivă te poate ajuta să fii remarcat la locul de muncă când Marte face conjuncția cu Venus. Ai muncit din greu în ultimele săptămâni și s-ar putea să ducă la recunoaștere publică, laudă sau permisiunea de a lucra la un proiect nou. Bucură-te de aceste momente. Atenție, nu se oprește, atenția nu se oprește doar la serviciu. Odată cu tranzitul asteroidului Ceres în Gemeni și în sectorul prieteniei, a vieții tale sociale, viața ta socială se relansează și încep evenimentele să curgă. Telefonul tău pur și simplu va exploda în următoarele câteva săptămâni de mesaje, apeluri, SMS-uri și o mulțime de invitații. Apoi te vei întoarce la lucru când cu Mercur, care face conjuncție cu Pluto în zona muncii. Cuvintele au foarte multă greutate, așa că nu face promisiuni fără acoperire, doar pentru că dă bine. Dacă spui ceva, și fă-o. Relațional, soarele din vărsătorul independent te face fericit că ești singur. De fapt, încep să te întreb dacă există cineva care să te merite. Abia sfârșitul săptămânii, cel care aduce conjuncția Mercur-Pluto poate arunca mai multă lumină asupra cuiva la care te-ai gândit destul de mult în ultima vreme. Situația ar putea fi complicată, dar nu lăsa asta să te sperie, pentru că forțe misterioase lucrează în favoarea ta. Profesional, dacă lucrurile par plictisitoare, s-ar putea să fie nevoie să fii cel care face un pas înapoi ca să rearanjeze lucrurile. Împărtășește-ți ideile și fii cât mai optimist posibil. Nu crede în zvonuri sau informații la mâna a doua. Fă-ți treaba și termină cât mai repede posibil. Există anumite restricții și limitări în ceea ce privește capacitatea ta de a învăța și de a preda, precum și de a călători. Deși s-ar putea să încerci să pornești la drum, nu are rost să lupți cu această influență. Vestea bună este că există și aspecte favorabile, cum sunt prietenii, contactele sociale, cunoștintele și colegii, cei care te vor sprijini în eforturile tale de muncă în viața de zi cu zi, dar mai ales te vor ajuta la o replanificare financiară. Ca sănătate există un conflict între sursele tale interne și externe de energie, în timp ce tranzitele planetare de săptămâna aceasta durează. Dă atenție conflictelor și încearcă să le folosești în beneficiul tău. Cu felul tău de a fi, sunt convinsă că aceasta va fi o provocare. Când te confrunți cu un conflict, întreabă-te care este cauza și unde va duce. Un pic de gândire anticipativă poate însemna diferența dintre o descoperire și o defecțiune. Așa că, pentru a-ți calma nervii în aceste momente, sugerez să consumi ceai, în special ceai de mușețel, și nu uita să faci mișcare. Fecioară, tu lasă pasiunea să ducă niște locuri uimitoare săptămâna aceasta, când Marte face conjuncția cu Venus. Indiferent dacă imaginația ta te duce într-o aventură sau faci o excursie de unul singur pe tot globul, orice ai face nu va fi plictisitor, mai ales dacă ideile creative și talentele îți stimulează și îți hrănesc ambițiile. Cu toate acestea, încearcă să nu faci o confuzie între titlul postării și identitatea ta. Energia creativă continuă să prospere când Mercur face conjuncția cu Pluton în sectorul creativității și a iubirii. Dezlănțuiește artistul interior cu niște creații uimitoare, mai ales în scris, dar poate fi și pictură. Ai putea să și cânti sau să faci ceva handmade. Ceea ce faci ți-ar putea aduce
succes în viitor, așa că pune la bătaie toată energia și talentul pe care le ai. Relațional, Mercur din Capricorn deschide linii de comunicare între tine și cineva pe care ai dorit de foarte multă vreme să-l cunoști. Flirtul este distractiv, dar să ajungi direct la obiect este și mai mult decât stilul tău acum. Marte în Capricorn sugerează că nu-ți lipsește motivația când vine vorba despre dragoste. Unde ți-ar plăcea să te ducă pe termen lung? Călătoria către o viață sentimentală armonioasă poate începe acum. Profesional, săptămâna promite relații bune cu clienții sau colegii de muncă încă de la început. Fă cât mai multe posibil și termină cât mai multe lucruri posibil. Tu și ceilalți s-ar putea să aveți chef de experimente. Acestea sunt zile bune pentru marketing, pentru antrenament și orice activitate care vă ține tot timpul în mișcare. Din păcate, unor oameni dificili pur și simplu nu le pasă. De aceea sunt posibile confruntări în a doua parte a săptămânii. Este important să ajungi la un acord despre modalitățile de a merge mai departe. Financiar, în această săptămână, ai putea să nu dorești altceva decât să te gândești cum să-ți plătești datoriile, să economisești și să-ți faci un plan de financiar fezabil. Un aspect însă presupune să petreci ceva timp asumându-ți responsabilitatea pentru această strategie importantă. Lucrează acum pentru a construi ceea ce vei avea nevoie în viitor. Sănătatea ta generală poate fi legată de stresul pe care îl trăiești în carieră. Dacă responsabilitățile tale se dovedesc prea multe pentru tine, ia măsurile care se impun. Deleagă unele sarcini și acordă-ți mai multe șanse să te relaxezi. Dacă ai alte probleme, atunci fă ceva pentru a le rezolva. Oricum, ții cheia sănătății în propriile tale mâini. Balanță. Dacă îți dorești cu siguranță emoțională, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți schimbi stilul de atașament atunci când Marte face conjuncția cu Venus. A fi obsedat de partenerul tău nu va duce la o relație de durată. Rămâi cu picioarele pe pământ pentru a avea stabilitatea pe care o cauți. Pentru a face acest lucru ar putea fi necesar să purcezi și la un soi de autodescoperire. Pentru că CRS este în gemeni în sectorul expansiunii a călătoriilor, a studiilor și a spiritului de aventură, aducându-ți o perioadă de creștere pe măsură ce îți extinzi cunoașterea, ideile și credința. Dinamica familiei se poate schimba acum când Mercur face conjuncția cu Pluto, mai ales în sectorul familiei, mai ales după ce ai avut o conversație de la inimă la inimă cu cineva foarte apropiat. S-ar putea să fie nevoie să ceri mai mult spațiu personal sau să te confrunți unele probleme din copilărie. Cere ce ai nevoie pentru a merge mai departe. Relațional, în timp ce Venus este în Capricorn, nu vei alege pe oricine. Este nevoie de cineva cu potențial pe termen lung ca să-ți măstreze interesul în timpul acestui tranzit. Cuvintele devin importante cu cere să îngeme și nu-ți plac oamenii sarcastici, care nu știu să scrie sau nu vorbesc corect gramatical. Noroc cu conjuncția Mercur-Pluto, care dă stabilitate obiectivelor tale, îți oferă o mulțime de idei grozave despre viitor. Chiar dacă nu știi unde te va duce următorul pas în călătoria ta sentimentală, ai senzația că va fi ceva interesant. Profesional, săptămâna aceasta poate aduce tensiuni la locul de muncă. Găsește soluții cu oameni în care ai încredere. Dacă ești obiectul unui atac sau șeful tău nu te susține, poate fi dificil să vezi clar lucrurile. Acestea se limpezesc abia la mijlocul săptămânii și ar trebui să aducă mai multă bunăvoință și entuziasm. De asemenea, nu uita că farmecul personal este un atu pentru relațiile bune. Financiar, aspectele săptămânii se activează casa banilor și a valorilor. Se întâmplă atât de multe acolo încât s-ar putea să fie nevoie să aloci ceva mai mult timp pentru a-ți organiza finanțele sau pentru a răspunde apelurilor de la consilierii bancari. Pe măsură ce alegi noile oferte de angajare și între șansele de a câștiga bani suplimentar, nu uita să-ți planifici visele.
Ca sănătate sunt foarte multe lucruri pe care vrei să le faci. Ai planuri, ai idei și obiective. Totuși, energia este limitată. Săptămâna aceasta s-ar putea să sesizezi că nu te mai trezești ca de obicei și că nu te mai grăbești să pleci la serviciu. Ar trebui să intri în ritm și să renunți la sarcinile care nu sunt atât de importante. Mănâncă sănătos și bea multă apă. Scorpion. Ziua îndrăgostiților este luni, iar dacă nu ai o întâlnire, un moment minunat pentru a cere cuiva să iasă, este atunci când Marte face conjuncția cu Venus. Cuvintele tale pasionale îți vor aduce o întâlnire fierbinte. Folosește metodele tale preferate de seducție pentru a ajunge la inima femeii sau bărbatului iubit. Totuși, ai grijă pentru că viața poate deveni puțin intensă cu Ceres în Gemeni în sectorul intimității și transformărilor. Pot apărea schimbări legate de bani, de legături de familie și în relațiile intime și s-ar putea să fii nevoit să explorezi unele subiecte tabu pentru a găsi vindecarea. Cuvintele tale au multă forță și putere, așa că folosește-le cu înțelepciune când se formează conjuncția Mercur-Pluto în casa comunicării. Indiferent dacă faci o prezentare care îți poate aduce o promovare, elimini lucruri de pe lista care ai făcut-o sau te înscrii la o serie de cursuri, ceea ce faci poate avea un impact major. Relațional cu Marte în Capricorn ești extrem de insistent. Vocabularul tău nu conține și cuvântul nu, așa că îl vei auzi de la cineva și s-ar putea să-ți ia un minut să înțelegi că ești respins. Profesional, sprijinul colegilor de serviciu și proiectele de echipă vor aduce cele mai multe satisfacții. Fă cât de multe lucruri poți la începutul săptămânii. S-ar putea să te simți destul de împrăștiat pe la mijlocul ei, deoarece un șef neatent poate fi deosebit de irritant. Vineri este o zi bună pentru planificare. Cea mai bună muncă pe care o faci este atingerea unor obiective specifice, măsurabile. Totuși, pot exista frustrări și întârzieri. Financiar, pentru tine săptămâna aceasta este despre cultivarea unei imagini mai largi în lume, renunțarea la vechi preocupări și, dacă ai putea să și vorbești despre convingerile și nevoile tale personale, ar fi foarte bine. Încrederea devine al doilea tău nume. Acum, cu aspectele din casa învățăturii, s-ar putea să descoperi că poți dezvolta modalități creative de a împrăștia ceea ce știi, împărtăși ceea ce știi, dar de asemenea și de a câștiga mai mulți bani. Nu te vinde prea ieftin. Ca sănătate ai un program agitat, fă-ți timp să te relaxezi și să te eliberezi de stres. Dacă ai o jumătate de oră pentru a-ți odihni mintea cât și corpul, te va ajuta să fii mult mai eficient în ansamblu. Dacă te relaxezi, nu-ți petrece timpul gândindu-te de la problemele pe care le poți avea, ci gândește-te la lucruri mai mari, la ceea ce ești capabil să faci, propuneți o anumită cale. Detașează-te de toate celelalte pentru a avea un beneficiu real. Săgetător. Sezonul fiscal este aproape și trebuie să te concentrezi asupra finanțelor tale. Nu lăsa cumpărăturile compulsive să-ți consume următorul salariu. Ai încredere în tine, pentru că nu ai nevoie de tot ceea ce vezi pe site-uri sau mai știu eu ce pe unde prin oraș. În loc să te concentrezi asupra bunurilor materiale, aș sugera să te concentrezi pe relațiile personale atâta timp cât Ceres în Gemeni este în zona parteneriatelor. Următoarele săptămâni sunt ideale pentru a pune capăt disputelor, pentru a întreține relațiile folosind o comunicare sănătoasă și a-ți apropia oamenii fără alte condiții. Cu toate acestea, banii îți revin în minte în momentul în care se formează conjuncția Mercur-Pluto, conjuncția perfectă, în sectorul comunicării și a gândirii. Dacă vrei să schimbi situația financiară, va trebui să lucrezi la asta. Este un moment bun pentru a cere o mărire de salariu sau pentru a afla în ce poți să-ți investești banii fără riscuri. Bine, anumite riscuri când vorbim de investiții sunt, dar există și investiții care să nu comporte riscuri foarte mari. Relațional,
Acum că ești singur, te poți bucura de libertatea ta. Conjuncția Marte-Venus te ajută să faci exact asta. Urmează-ți inima oriunde dorește să te ducă. Aventura este la fiecare pas în timpul acestui aspect interesant. Conjuncția Mercur-Pluto din Capricorn te trimite în căutarea adevărului despre niște lucruri destul de întunecate legate de dragoste. Dacă ți-e frică de ceea ce ai putea afla, ia cu tine un prieten pentru orice eventualitate. Dar eu zic să nu-ți fie teamă, pentru că orice lucru are o rezolvare. Ești capabil să o găsești. Profesional, observă cu atenție chestiunile financiare. Nu te grăbi și nu oferi informații dacă nu ești sigur de ceva. Este un moment foarte bun pentru formare sau pentru a pleca în delegații. Posibil să te confrunți public cu comportamentul dificil al unui coleg de muncă. Onestitatea și diplomația vor funcționa mai bine decât sarcasmul sau resentimentele reprimate. Săptămânile următoare implică muncă, muncă grea, dar și potențiale încetiniri. Financiar, aspectele din această săptămână ți-ar putea da cheia pentru planurile financiare pe care ai putea să ți le faci. Reunește toate proprietățile și investițiile comune. Semnarea, sigilarea și depunerea acestor acte acolo unde trebuie să ajungă, lasă loc pentru elaborarea de strategii în altă parte. Ia în considerare că poți ține bani în bancă, în depozite. Este timpul ca sănătate să ai grijă de corpul tău și să te asiguri că practici detoxifierea în mod regulat. De asemenea, vei învăța săptămâna aceasta legătura dintre sentimentele intense și sănătatea ta. Sănătatea se va îmbunătăți substanțial dacă treci peste problemele dificile cu sentimentul că le-ai rezolvat și ai terminat cu ele. Dacă nu poți renunța la amărăciune sau resentimente, vei observa că nu te vei simți la fel de bine cum te simțeai de obicei. Treci peste ele pentru că ai puterea să o faci. Capricorn. Pasiunile tale te fac productiv, mai ales când vine vorba despre creativitate. Marte este în conjuncție cu Venus, deci puneți energia în autoexprimare, de la hobby-uri până la schimbarea aspectului. Chiar și să fii agitat într-o zi de marți poate înviora lucrurile. Găsirea unor puncte care să stimuleze creativitatea va deveni foarte importantă pentru bunăstarea ta generală cu Ceres în Gemeni în sectorul sănătății. Este un moment bun pentru a-ți hrăni sănătatea mentală și pentru a găsi metode productive de a face față stresului vieții, făcând din îngrijirea de sine o prioritate. Nu uita să stabilești o programare la medicul de familie pentru un control de rutină în timpul acestui tranzit. Faci o primă impresie bună când Mercur este în conjuncție cu Pluto. Folosește în avantajul tău conștientizarea de sine sporită pentru a-ți netezi drumul spre ceea ce îți dorești să faci. Aceste conexiuni ar putea fi valoroase mai târziu. Soarele din Vărsător relațional te afectează prin exuberanța lui și te încurajează să nu renunți însă la visele tale. S-ar putea să ai de dat o luptă dificilă, dar cine este mai bun să o facă dacă nu tu, cel mai tenace semn al zodiacului? Conjuncția Mercur-Pluto te poate face să te comporți oarecum dezordonat, ca și cum ți-ar lipsi ceva. Doar pentru că poți înșela pe cineva nu înseamnă că și trebuie să o faci. Încrederea este o stradă cu dublu sens și ți-ar fi putea fi greu să câștigi în timpul acestui aspect greu. Profesional, este posibil ca problemele de familie să repercuteze în viața profesională. Fii deosebit de atent, negociază mai degrabă decât să aplici forța brută. Relațiile cu colegii ar trebui să fie o prioritate. Caută oportunități de a face oamenii să zâmbească. Există un mare sprijin pentru deciziile de management. Financiar, săptămâna aceasta ajungi la un public mult mai mare
prin ceea ce faci și aceasta va aduce și bani. S-ar putea să te reconectezi cu oameni din trecut. Indiferent de ceea ce faci pentru a-ți câștiga existența, ești împins să-ți transmiți mesajul. Aspectele aduc sprijinul și puterea de care ai nevoie din relațiile apropiate. Profită de acest lucru personal și, bineînțeles, și financiar. Ca sănătate, faci tot ce poți pentru ca totul să fie în regulă cu sănătatea ta, pardonnic să faci mișcare zilnic, așa că asigură-te că este un obicei pe care îl poți practica fără riscul de a abandona. Ești hotărât să elimini orice obstacol care te împiedică să fii cât mai în formă, așa că creează-ți o strategie care funcționează pentru tine și a zice să o ții tot așa. Vărsător. Ei, la tine s-ar putea să se schimbe, adresa săptămâna asta. Chiar și așa ești în căutarea libertății, ceea ce înseamnă un spațiu fără reguli. Independența aduce joacă cu asteroidul Ceres în Gemeni și în sectorul creativității. În următoarele câteva săptămâni vei putea să-ți comunici sentimentele și stima de sine prin expresie creativă. Hrănește-ți copilul interior și arată-i dragostea necondiționată în timp ce îți permiți să te vindeci și, bineînțeles, doar să te joci. Jocul ar putea fi o strategie utilă dar puțin prea greu, cu Mercur în conjuncție cu Pluto în casa inconștientului colectiv. Ai păstrat multe lucruri pentru tine, dar totul va ieși la iveală în timpul acestui tranzit. Secretele devoalate pot schimba dinamica importantă a puterii din viața ta, așa că fii cu garda ridicată. Relațional, atât Marte cât și Venus simt influența constantă a Capricornului în această săptămână, încurajându-te să privești latura serioasă a iubirii. Ca semn căruia îi place să se detașeze din când în când, s-ar putea să nu simți toată această energie concentrată pe angajament. Mercur și Pluto sunt în conjuncție și îți permit să pretinzi că ești altcineva destul de ușor. Așa vrei să începi o nouă relație? Eu zic că adevărul este întotdeauna cea mai bună cale. Acum vezi tu ce alegi. Profesional, fii modest. Oamenii pot fi pretențioși și mai pretențioși decât de obicei. Săptămâna aceasta este excelentă pentru că faci mai multe din lucrurile care îți plac cel mai mult la serviciu, dar atenție, necesită prudență. Oamenii calificați sunt cei mai buni mentori ai tăi. Joi poate aduce frustrare din cauza încetinirilor, a defecțiunilor echipamentelor sau a șefilor nervoși. Discută probleme fără emoție cu un ochi care rezolvă, le poate rezolva, un ochi care aș spune că are soluția. Financiar, aspectele din casa carierei te duc din nou în contact cu oameni și proiecte din trecutul tău. Ești atât de norocos în acest domeniu al vieții încât s-ar putea să fii nevoit să refuzi o parte din munca care ți se propune. Pardon de cacofonie. Evitați excesul de stres, luând o pauză dacă este necesar. Un aspect frumos arată că locul de muncă este inundat de creativitate și bunăvoință. Dacă ești în spatele tuturor acestor schimbări, fii sigur că vin și banii. Ca sănătate, mersul pe un drum de foc seamănă puțin cu ceea ce poate însemna săptămâna aceasta. Influxurile planetare prezintă oportunitatea ca tot ceea ce pare înfricoșător să fie depășit prin determinare și concentrare. Oferă-ți beneficiul curajului respectând rutina obișnuită de sănătate săptămâna aceasta. Dacă știi că ai avut grijă de tine, vei face alegerea corectă atunci când ți se oferă ocazia. În sfârșit, Pești, tu ai o inimă mare. Ești capabil să simți toată suferința din lume. Cu toate acestea, în loc să simți doar durerea, găsește modalități de a face lumea un loc mai bun atunci când Marte este în conjuncție, face conjuncția cu Venus. Începe prin a cerceta problemele care te apasă. Noile informații te pot ghida în direcția corectă. În timp ce salvezi lumea, va trebui să te ocupi și de chestiuni de familie cu Ceres în Gemeni în casa familiei. Este momentul să înveți mai multe despre rădăcinile și strămoșii tăi. Întreabă-ți rudele despre copilăria lor și ai putea dobândi
o mulțime de argumente care să-i aducă pe toți împreună. Săptămâna se încheie într-o notă socială extraordinară, când Mercur face conjuncție cu Pluton în casa prietenilor, iar acest moment este prielnic pentru a face noi cunoștințe. Visele pot fi realizate cu ușurință datorită conexiunilor importante pe care le faci. Relațional, dragostea este practică și sigură cu Venus în Capricorn, semn de pământ. Să înfrunți realitatea nu este lucrul tău preferat, dar acest tranzit nu te va lăsa să te sustragi adevărului pentru prea mult timp. Întâlnirea dintre Mercur și Pluto te poate duce, într-adevăr, în unele locuri întunecate. Îți dorești ceva sau pe cineva atât de mult încât ai face tot posibilul pentru a-l obține? Să știi că scopurile nu justifică întotdeauna mijloacele. Gândește-te bine la asta. Profesional, faci orice pentru a-ți oferi cel mai bun avantaj. Săptămâna oferă oportunități de a stabili contacte utile la distanță. Responsabilitățile familiale îți pot distrage atenția, așa că fă tot posibilul pentru a ține la curent pe toată lumea cu ceea ce faci. Colegele de serviciu pot fi deosebit de utile, dar trebuie doar să le ceri ajutorul dacă ai nevoie. Sfârșitul de săptămână îți dă ocazia să revizui orice domeniu care nu produce rezultatele pe care le dorești sau le aștepți. Financiar, săptămâna aceasta, accentul cade pe securitatea emoțională și pe cum să obții bani. Familia, partenerul sau copiii doresc o calitate mai bună a vieții, la fel ca și tine. Vestea bună este că toate acestea nu pot fi cumpărate cu bani, dar poate fi organizat cadru. Te bucuri de o fundație puternică datorită oamenilor importanți din viața ta. Ei înțeleg dacă trebuie să cheltui puțin mai mult pe educație acum, de exemplu, decât pe mâncare sau pe vreo bijuterie. Ca sănătate, ai tendința de a fi foarte sensibil la atmosferă și chiar la bolile altora, iar săptămâna asta nu face excepție. Poți face ceva însă în privința asta. Deci, de ce spun asta? Pentru că ai puterea de a-ți îmbunătăți sănătatea și starea generală, imaginându-ți că ești bine și că ești plin de energie. Subconștientul tău răspunde foarte repede la gândirea optimistă. Dacă îți poți antrena creierul să gândească sănătos, vei fi sănătos. Dragii mei, iată că am ajuns la finalul acestei emisiuni. Eu mă bucur că sunt alături de dumneavoastră în continuare. Vă mulțumesc pentru mesaje. Vă aștept săptămâna viitoare. Vă doresc un weekend plăcut, pentru că tot este însorit. Să vă simțiți bine, fiți foarte atenți cum conduceți și Dumnezeu și astrele să vă binecuvânteze destinul și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. La revedere! Bine v-am regăsit, oameni buni! Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic, fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească, militară, și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut, în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu, de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă, vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi, în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și, de asemenea, gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri
atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales Imunocub. Nu ratați Imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.